Ana Maria Prodan joacă într-un film și vorbește despre provocările vieții de actriță. Ce s-a întâmplat pe platourile de filmare, aflăm chiar acum. Ana Maria Prodan se află poate în cel mai bun moment al carierei sale. Invitată peste tot cu rolul principal într-un film, are toate motivele să fie extrem de fericită. În primul rând aș vrea să spun felicitări pentru rolul pe care l-ai obținut în Complotul Bonelor. E primul tău rol într-un lungmetraj. Da, a fost o experiență minunată. Îmi place tare mult, nu mă așteptam să-mi plac atât de tare. Rolul este Valentina, nu? Da. Eu sunt Valentina. Spune-mi, te rog, Valentina este un rol care ți se potrivește? Da, sunt eu. Valentina este Ana Maria. Ana Maria Prodan, cea pe care o cunoaște o țară dragă. O femeie foarte puternică, foarte decisă, foarte hotărâtă, nu? Așa este și Valentina, numai că Ana Maria trăiește în București, Valentina în Cluj. Filmările au loc și în România și în peste hotare, nu? Da, da. Mai exact în ce țări? Bali, în Bali. A fost superb, superb. O să vedeți o comedie romantică, 100% românească, dar de o calitate aparte. A fost greu să studiezi scenariul? Greu să înveți replici pentru un film întreg, pentru un rol principal. Greu, într-adevăr. Și în acest film, în acest lungmetraj, Complotul Bonelor, joacă și Bebeto. Da, da, a avut un rol și am fost atât de mândră că i-a ieșit din prima și Cristi Iacob a rămas așa și Metana. El seamănă cu tine, la fel de bun. Sunt cea mai mândră mamă de pe pământ. Copiii mei sunt minunați, au găsit un rost în viață și și-au făcut un singur drum în viață. L-ați studiat împreună, adică l-ai ajutat să intre în pielea personajului? Nu m-a lăsat. Nu, este foarte mândru. Hai, mama, e rolul